Dragi prieteni din balanță. Să vă spun ce va ieși la balanță în dragoste pentru luna februarie. V-a ieșit că sunteți într-o situație în care trebuie să aveți încredere în persoana de lângă dumneavoastră, să aveți mai multă încredere pentru că sunteți suflete pereche, să fiți mai flexibili, să uitați, să iertați. De să și iertați, să și uitați și să nu mai, cum să nu vă certați pentru că spune că viața este scurtă, apar unele probleme, dar știți la timpul potrivit cum ce să faceți și cum să faceți și să aveți încredere că totul va fi bine. Aici văd din partea femeii o ofertă serioasă de dragoste, o dragoste formală, o dragoste de încredere, o dragoste puternică, adevărată, care, deci asta e oferta ei, până la moarte. Aici scriu nu înseamnă neapărat ceva sfârșit sau nu. Înseamnă că ea își dorește această dragoste cu cine este până la moarte. Deci își dorește ceva serios pe timp îndelungat. Și că această dorință a ei se va împlini. Poate să fie pentru un bărbat tânăr, poate să fie un bărbat tânăr și acest bărbat se mișcă încet sau această relație este de mult timp, dar cu pași lenți, lent, pentru că probabil acel bărbat are pe altcineva. Este o persoană calmă, este o persoană liniștită, puternică, energică. Așa. Și își dorește ca ea să fie convinsă de dragostea lui. Deci această persoană vă iubește sincer. Arată noroc că o să aibă ea în dragoste mesaje de dragoste primiți. Femeia din balanță. Seriozitate și ea este serioasă în dragoste. Așa, îi place pentru că arată bine probabil această persoană. Are o atitudine bună, fascinantă, atrăgător, îndrăgostită de dragoste. Are inima foarte îndrăgostită și tot timpul se ghidează după inimă această femeie. Noroc arată, emoții și arată că bucurie o să aveți, arată că este ca și când v-ați trezi și o să aveți ca un fel de dar, ca un fel de mai multă liniște, mai multă armonie cu această persoană, romantism pozitiv, favorabil, și un viitor bun. Așa, în partea lui poate să cunoască pe cineva sau pe altcineva și să aibă o relație de scurtă durată, pentru că nu o să îi se nu o să se bucure așa de mult cum și-a imaginat. Și atunci primește mai multă dragoste de la această femeie, deci de la parteneră, decât de la altcineva. Și arată noroc, abundență, fericire, este fericit cu această persoană. Și că se simte comod, că greu face un pas sau se schimbă, își schimbă foarte greu. Și pe ea o vede ca pe mama la copii, da? Și este puțin șmecher. Sau se simte puțin păcălit sau are încredere mai greu în femei. Poate, deci, asta poate și știți. Dar sunteți suflete pereche și trebuie să aveți mai multă încredere
decât până acum, spun cărțile. Cam asta a fost la balanță, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.